și cam 7 secunde sunt oamenii în medie atenție la un discurs. Am învățat cumva cum să le folosesc astfel încât să pot transmite emoția cea mai departe. Înseamnă să știi cum să faci oamenii să fie de partea ta, să te asculte în primul rând. Era prin a modula vocea, a vorbi mai încet atunci când trebuie sau a țipa atunci când este nevoie. Și faci un speech incredibil. Mi-am uitat discursul. Să fie aceeași emoție pe care o transmiți. N-am trecut peste emoții, eu tot am emoții. Dar dacă sunt așa și sunt peste tot și... Ok, bagă emoțiile alea în pian și atât de mult cât să nu mai intre în cadru. Mereu am avut cumva o înclinație spre teatru, să-mi folosesc cât mai multe din talentele pe care le am și să înțelegem că suntem diferiți. Da. Îmi place rău de tot de tine. Bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Astăzi, dragi prieteni, vă propun să descoperim o ploieșteancă, o prahoveancă, care ne face să fim mândri, care activează într-un domeniu foarte puțin cunoscut, un domeniu despre care se vorbește, este adevărat, din ce în ce mai mult în spațiul public. Eu simt nevoia din când în când să aduc în fața dumneavoastră, să cunosc și eu oameni deosebiți, oameni care creează o energie bună, o energie pozitivă. Adică avem destule motive și la nivel național, dar și la nivel local, să fim mai abătuți. Invitata mea este Beatrice Păun. Bine ai venit, Beatrice, și mulțumesc mult! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! O ploieșteană care a câștigat argintul la campionatul mondial, ca să citesc, ca să fie bine, să nu fie rău, vorba regelui Hagi, de public speaking. A concurat în România cu 2000 de elevi, de colegi, a câștigat și pe urmă a plecat și a câștigat argintul la nivel mondial. Nu știu cu ce să încep. Spune-mi, te rog, de unde pasiunea? Tu ești elevă la LMV, în paranteză Caragiale, sau Caragiale în paranteză, în parantezele LMV, da? Că știu disputa dintre cele două colegi, de asta am făcut gluma. Spune-mi, te rog, de unde această pasiune pentru acest domeniu, fiindcă ești elevă, nu ai o vârstă, nu ai o meserie care ți impună la un moment dat să știi să vorbești în public, să ai o funcție de conducere, de unde această pasiune? Că e ciudat o elevă să aibă asemenea, sau ciudat, e ciudat pentru voi tineri să aibă asemenea pasiune. Este într-adevăr mai rar întâlnit. Nu m-am născut cumva cu pasiunea asta pentru public speaking. Am avut niște profesori în gimnaziu care m-au ajutat foarte mult din punctul acesta de vedere. La 14, da, la Sfântul Vasile. Nu, la 14, dar mai ales la școala Spectrum, unde am fost în clasa 7-a și 8-a. Am dat de o profesoară de engleză care m-a ajutat foarte mult și m-a împins pe latura asta. Eram un copil foarte emotiv, nu mă gândeam eu că o să țin un discurs în fața oamenilor sau că o să pot să vorbesc așa cum vorbesc cu tine acum într-o emisiune, dar a văzut cumva un potențial în mine și în clasa 7 m-am dus la primul meu concurs de public speaking, chiar la acesta care m-am dus acum și am ajuns la etapa internațională. Profesoara de engleză te învăța engleză, teoretic. Da. Și de aici până la public speaking? Da. Există niște competiții pentru elevii de gimnaziu, dar și pentru cei de liceu, specific pe partea aceasta de discurs public în limba engleză. Și tocmai de aceea, fiind profesoară de engleză, m-a ajutat să susțin discursul în limba engleză la competițiile acestea specific făcute pentru public speaking. Eu cred că tu ești o bună povestitoare seara, dacă îi spune o poveste cuiva, ar adormi, fiindcă ai o dicție și... Ce înseamnă public speaking? Ce înseamnă pregătirea? Cum ai caracteriza? Ai deja experiență acumulată din clasa 7-a până acum, slavă, până la 12-a, slavă Domnului. Ai descoperit tainele și mai mult decât atât, iată, e și vicecampioană mondială, să spun așa, sau cum să zic, campioană mondială. Da, pentru noi oricum ești campioană mondială pentru România. Da, chiar atunci când am venit acasă, era scris la mine în cameră cu foi A4, tu ești campioana noastră de la familia mea, așa că sunt campioană pentru familia mea și la nivel internațional am luat locul 2. Da. Ce înseamnă? Care sunt secretele? Ce înseamnă acest domeniu? Nu sunt niște secrete. Mi se pare că este mult mai mult vorba de pasiunea proprie. Eu cel puțin sunt încă o persoană care are emoții, inclusiv acum am niște emoții, dar... Am învățat cumva cum să le folosesc astfel încât să pot transmite emoția cea mai departe. Public speaking-ul reprezintă
pur și simplu ții un discurs public, un discurs în fața oamenilor pe o anumită temă. Înseamnă să știi cum să faci oamenii să fie de partea ta, să te asculte în primul rând și să aibă atenția 100% asupra ta. În același timp înseamnă și foarte mult research pe subiectele pe care vrei să vorbești, astfel încât dacă primești întrebări, evident să poți răspunde. Așa că este cumva o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte este partea de discurs public și ce trebuie să faci în momentul discursului, dar și cunoștințele, bagajul de cunoștințe pe care l-ai în spate. Cum captezi atenția publicului? Oh, depinde. E de la vorbitor la vorbitor, fiecare dintre noi are, fiecare are anumite aptitudini. Eu cel puțin, modul în care pot eu cel mai ușor să captez atenția este să vorbesc din suflet și să spun povești personale și cu ce părere am eu despre anumite situații sau despre anumite subiecte. Și tocmai din punctul acesta de vedere, cum am putut eu la campionat să atrag atenția publicului, era prin a modula vocea, a vorbi mai încet atunci când trebuie sau a țipa atunci când este nevoie sau a spune anumite povești rare, astfel încât oamenii să înțeleagă despre ce este vorba și să fie atenți la mine. Cât este teatru și cât este naturalețe pentru un vorbitor profesionist? Aici depinde foarte mult. Am văzut vorbitori foarte buni, care sunt foarte buni prin faptul că exersează foarte mult speech-urile pe care le susțin. Exemplu, câștigătoarea de la public speaking a avut un discurs excepțional. Mongolia. Da, Mongolia. A avut un discurs extraordinar, care a fost foarte mult pregătit în spate și a fost clar că asta era punctul ei forte. Repetat da. De sute de mii de ori, poate. Exact. Iar tu n-ai făcut la fel? Eu aș fi putut să fac la fel, dar fiindcă a fost o surpriză foarte mare pentru mine faptul că am ajuns în finala internațională, mi-am uitat discursul. Așa că modul în care am reușit eu să trec peste asta era tocmai prin naturalețea pe care simt că o am și prin faptul că am putut să improvizez. Așa că este 50-50, pregătirea în spate, dar și naturalețea. Spune-mi, te rog, ai repetat discursul înainte de finală? De câte ori? De zeci? Sute? Cred că este greu de spus, fiindcă am repetat mai mult la prima etapă, la etapa regională, la etapa pe Prahova. Acolo am fost fix ultima care a trecut mai departe și după aia eu am refuzat să mai dau speech-ul ăla. Am zis că dacă dau un discurs o să-l dau din suflet și exact ceea ce simt că vreau să spun în momentul ăla. Tu scrii, da? Tu alegi tema, tu scrii sau este la impus? Tema a fost impusă. Tema a fost relațiile interstatale sunt mult prea importante cât să fie lăsate la latitudinea guvernelor. Inițial am repetat foarte mult speech-ul, dar după mi-am dat seama că asta nu funcționează foarte bine pentru mine și că am nevoie de spațiu de improvizare. Așa că la următoarele etape naționale, care erau tot pe tema aceasta, care a fost și tema din finala internațională, am preferat să spun ideile pe care le aveam deja, doar că cuvintele mele. Și asta m-a ajutat. Spune-mi, deci l-ai repetat, l-ai adaptat. E loc pentru improvizație într-o finală sau nu? Din ce am observat eu, da. Părerea mea este că motivul pentru care am reușit să ajung la nivelul acesta și să fiu vicecampioană internațională, da, mă rog, mult spus, a fost tocmai fiindcă, spre deosebire de ceilalți participanți, care au fost pe locul 3, să spunem, i-am reușit să mă conectez cu publicul prin faptul că am improvizat și prin faptul că am încercat să fiu cât mai naturală posibil în momentul ăla. Așa că, din punctul meu de vedere, da, este loc de improvizație și este loc de naturalețe. Dar spune-mi, te rog, tu să presupunem că te pregătești pentru un concurs, tatăl tău este avocat, da. Te ajută, mai vorbești cu o doamnă profesoară, mai vorbești cu un prieten, mai vorbești cu cunoștințe și faci un speech incredibil. La fel și eu, concurentul tău. Da. La fel și colegul nostru, Răzvan. Ce ne diferențiază? De fapt, speech-ul nu este 100% al nostru. Așa spunem noi, că noi l-am conceput. Apropo de research-ul despre care vorbeai, ce ne diferențiază în fața unui juriu? Adică se joacă corect? Speech-ul aparține 100% vorbitorului?
Din punctul meu de vedere, atunci când există trei persoane care aud exact aceleași informații, vor exista trei discursuri total diferite. Poate cineva are un stil mai monoton, nu știe cum să se joace cu vocea și cum să vorbească cu publicul, altul poate este foarte natural, dar nu are argumentarea necesară, sau altul le are pe amândouă, are și argumentare, are un lucru pe care vrea să-l transmită clar, dar are în același timp și naturalețea de care e nevoie astfel încât să empatizeze publicul cu discursul său. Dintre cei trei, chiar dacă au aceeași informație, perspectiva e ceea ce face diferența din punctul ăsta de vedere. E nevoie să existe un speech clar, dar în același timp să nu fie atât de tehnic încât să nu te înțeleagă nimeni. Să fie un discurs pe care dacă îl dai în fața unei persoane care, să zicem, nu știe foarte multe despre subiectul ăla sau în fața unui expert, să fie aceeași emoție pe care o transmit și același lucru care este înțeles de toată lumea. Să știi că îmi place, dar și de-aș prieten, vă reamintesc, care e doar clasa 12-a, ca să înțelegem cu cine avem de-a face astăzi. Să știi că îmi place că dai din mâini foarte mult. Mi s-a spus deseori că mă manifest, că e greu de făcut cadru la TV pentru mine, că mă manifest. Cât de important, cât de importante sunt gestica, mimica într-un discurs public? Câte ori sunt aceste două? Din punctul meu de vedere, foarte importante. Dacă eu vorbesc în momentul ăsta așa și încerc să vă spun ceva și pur și simplu... Există șanse să adorm sau să oricum plictisim, da. Dar dacă sunt așa și sunt peste tot și evident nu mai este nimeni atent la discursul meu, așa că e cumva... Trebuie să fie un echilibru între acestea două. Din punctul meu de vedere, eu când îmi folosesc mâinile, încerc să explic un lucru și să fie clar, dar încerc să nu le folosesc atât de mult cât să nu mai intre în cadru. Cât e talent și cât este pregătire din punctul tău de vedere? Evident, o părere personală. Procentual, dacă dorești. Nu știu. Nu, chiar nu am un răspuns la asta. Simt că... Te-am prins în sfârșit. Da, nu mi-e jenă să 50% crezi că talentul sau mai puțin? Ceva de la mama natură, de la Doamne, Doamne, să pun acolo talentul de a vorbi în public și de a transmite, nu doar de a vorbi. O să spun experiența mea personală, că nu știu dacă este așa pentru toată lumea. Eu cel puțin n-am stat, nu pot să spun că am muncit extraordinar de mult ca să vorbesc bine, cât mai degrabă am încercat să exersez cu moduri de a vorbi. Mereu am avut cumva o înclinație spre teatru, spre public speaking, să spunem, dezbateri, dar cumva ceea ce a făcut diferența a fost implicarea mea. Așa că pot să spun că talentul a fost puțin mai mult de 50%, sau nu talent, dar mai degrabă pasiunea mea pentru asta și restul a fost munca, care nu a fost neapărat muncă, atunci când ești pasionat de ceva, pur și simplu lucrurile. Mereu am avut cumva o înclinație spre teatru, spre întrebarea asta. Simt că o persoană care nu are foarte mult talent și muncește, poate să ajungă clar mai departe decât un om cu foarte mult talent, dar care nu muncește deloc. Da, la fel ca în orice, mă rog, exact. La fel și în sport, dar uite, fac și eu... O spun în premieră, eram cu amicul meu, cu Mihai de la Haikyuu. Dacă știi trupa, nu știi, ești clasa 12, asta este, ești prea tânără. Haikyuu, nu știi, cu gașca mea, voi nu dansați? Ei sunt, da? Și era la un concert cu 10-15 mii de oameni în față. Și vorbeam cu el în particular și mi-a zis, și a decurs discuția așa natură încât am ajuns și la subiectul acesta. Și a zis, Bogdan, este foarte mulți, zic, e simplu de vorbit la cameră, e simplu de vorbit în fața 1000 de oameni. Numai că cei mai mulți oameni se blochează în momentul în care nu zic 1000, zic 50. Și tot e greu, fiindcă asupra ta sunt 100 de ochi. Tu cum ai reușit să treci de emoțiile astea? Am mai primit întrebarea asta și răspunsul este puțin non-intuitiv. Trebuie să răspunzi altfel. Da, nu este foarte intuitiv. Pur și simplu n-am trecut peste emoții. Eu tot am emoții, dar mai degrabă am învățat să-mi accept emoțiile și să le folosesc astfel încât să -mi fie bine mie. Zici că în fața mea este Paul Olteanu. Te rog, continuu.
atunci când eram mică, am învățat să cânt la pian și aveam recitalul și mai cântam eu în fața familiei și aveam emoții foarte mari. Profesorul meu mi-a spus, ok, bagă emoțiile alea în pian și am început să cânt mult mai bine prin asta. Tocmai fiindcă nu mă gândeam, n-ar trebui să fiu emoționată, ci sunt emoționată, asta e bine, fiindcă o să cânt mai bine, că o să-mi pun toată pasiunea mea în clapele alea, așa am reușit cumva să trec peste. Să și acum când intri într-o sală și vezi acolo 200 de oameni, 400 de ochi asupra ta, primul minut bănuiesc că este foarte important, nu? Da, de fapt, un studiu arată că 7 secunde, ăsta este timpul în care o persoană își face prima impresie despre tine. Și cam 7 secunde sunt oamenii în medie atenție la un discurs înainte să își piardă atenția sau să continue să asculte. Așa că acele 7 secunde pentru mine sunt foarte importante, fiindcă încerc să vin cu toată emoția mea, să vin cu un intro fain, astfel încât oamenii să fie atenți la mine. Dar folosindu-mi emoția asta pe care o simt și pe care toți o simțim când vorbim în public, reușesc cumva să-mi fac speech-urile chiar mai bune. Ești în primele 7 secunde, intri într-o sală, vezi că acolo sunt 200 de oameni. E foarte important publicul din sală, se adaptează discursurile în funcție de public? Da, clar. Dacă există 10 persoane în sală, de exemplu, este foarte greu să fiu foarte interactivă, să le spun să ridice mâinile. Nu contează așa mult. Dacă sunt 100 de oameni, să le spun să ridice mâinile are mult mai mult impact. Dacă sunt 5 oameni și țin un discurs în fața a 5 oameni, vorbesc cu fiecare individual. Dacă sunt într-o sală de profesori, o să am un limbaj adecvat și o să vorbesc poate mai mult despre profesori sau mai mult despre școală. Dacă există persoane de vârsta mea, o să am un limbaj mai colocvial, mai de zi cu zi, astfel încât să empatizeze cu mine. Cam despre asta e vorba. În funcție de audiență, speech-urile clar trebuie să se adapteze. Spune-mi, te rog, cine este trainerul tău sau cum te antrenezi? Ce faci? Fiindcă, de fapt, ai depășit o anumită graniță, un anumit prag și ceea ce părea și era o pasiune, iată, deja au început să apară rezultate la nivel internațional, la nivel mondial. Și aici sunt două variante. Ori o lași așa și zici, sunt clar, am bacalaureatul, mă duc către facultatea pe care o vreau, ori încerci să speculezi, în sens bun, acest talent și această pasiune dincolo de talent. Întrebarea este cine și mă ajută? Și nici eu nu mai știu sincer care este întrebarea, dar... Da, era vorba de cine-i trainerul meu. Îți mulțumesc! Da, la competiția asta nu pot să zic că am avut o persoană care să mă ajute. Nu neapărat fiindcă n-a vrut nimeni, cât mai degrabă n-am cerut eu ajutorul și din punctul ăsta de vedere n-am avut neapărat un coordonator. Dar te uiți pe YouTube la anumite filme, bănuiesc că faci... Este ceva, da. Mă uit la alți vorbitori de care știu că sunt foarte buni și le analizez. Cine sunt foarte buni în lume? Nu știu să spun numele, dar persoanele care vorbesc la TED Talks. Sunt vorbitori acolo foarte buni care vorbesc despre subiecte foarte diverse, dar mai sunt și persoanele care au câștigat anii trecuți campionatele de public speaking la care m-am dus eu anul acesta și ascult discursurile acelea și mă gândesc, speech-ul acesta mi-a plăcut, de ce mi-a plăcut sau ce ar fi putut să facă mai bine și cumva prin lentila asta critică a celorlalți reușesc să adaptez eu modul, să-mi adaptez modul de a vorbi și cumva asta mă ajută să văd alte exemple și să învăț privind alți vorbitori. Au trecut câteva zile de când ai câștigat argintul. Bănuiesc că ai făcut o analiză, a fost destul timp, în sensul acesta mă refeream la cele câteva zile. Spune-mi, te rog, după acest timp, cum îți explici că bănuiesc că ai fărâmițat, ai analizat, ai studiat, restudiat și de 7.000 de ori te-ai aplicat asupra acelui moment. Concurs internațional, vine Beatrice, câștigătoarea din România, bine pregătită, pasionată, cu experiență, cu research-ul tău făcut la zi și uită speech-ul. După câteva zile, care este explicația ta? Fiindcă, de fapt, eu cred că acel uitat
datorită acelui uitat, ai câștigat argintul. Și eu sunt convinsă de asta. Au fost mai mulți factori. Dar mă interesează să, din punctul tău de vedere, cum vezi momentul în care, bă, m-am pregătit și când e momentul, blackout. Da, da. Ce s-a întâmplat este că am uitat un cuvânt în limba engleză, l-aveam în română, dar îl uitasem în engleză și gândurile mele s-au dus în foarte multe locuri. Aoleu, se uită familia mea la mine pe YouTube. Vai, se uită toată lumea la mine. Toată lumea se așteaptă să mă spui, bun, sunt în finală, cum adică să mă încurc? Ideea este că eu am avut impresia că am stat așa vreo 10-20 secunde. Au fost 2 secunde, m-am uitat după aia. Dar în timpul ăla am și decis că eu vreau să fac alt discurs. Motivul pentru care s-a întâmplat acel blocaj... Ți l-ai explicat? Da, da, mi l-am explicat și mi l-am explicat și în momentul ăla când am uitat. A fost fiindcă mi-am dat seama că discursul meu era foarte asemănător la nivel de idee principală cu al unui antevorbitor. Și mă gândeam că dacă dau discursul meu, este exact aceeași idee și cam aceeași emoție. Discursuri diferite. Așa că m-am gândit că singura mea șansă să mai fac ceva este să fac ceva total diferit. Așa și că... când ai luat decizia? Înainte să intri pe scenă? Nu, când, în acele 2 secunde, nu știu cum, mintea umană este fascinantă. În 2 secunde am reușit să gândesc cât în 10 minute. Și mi-am dat seama, cam asta e traiectoria pe care vreau să o iau, de aici improvizez, văd eu. Deci era, a fost discursul asemănător. Nu, evident că nu era, nu era 100%, dar ai zis, n-am cum să ies în evidență. Da, exact. Dacă erai tu prima, îl țineai și era el pus în dificultate. Și atunci ai fost ca un om aflat în avion care ce sar, dacă se deschide parașuta bine, dacă nu se deschide iar bine, ceva de genul. Da, cam așa. Sau tu aveai și backup-ul, tu știai, exersasei și varianta. Să știți că am uitat și eu să, ceea ce ai spus. Exersasei și varianta B? Cred că ar da mai bine să zic că am exersat varianta asta, dar n-am exersat-o, nu, pur și simplu a fost o decizie. Nu ar da mai bine, nu, că dacă, nu dă mai rău, că dacă n-ai exersat înseamnă că ai un talent incredibil. Poate, simt că a fost o inspirație care a venit așa, nu mi-o explic, nu știu cum am reușit să dau acel discurs, că m-am uitat din nou peste el, au fost câteva hibe, evident, se vedea că în unele puncte mă cam pierdeam. Dar era naturală 100%, da. Adică nu mai era nimic pregătit, nu mai era nimic din research-ul tău, nu mai respecta nicio regulă. Da. Doar da. Cunoștințele tale, bagajul tău de cunoștințe acumulat de-a lungul acestor ani, pe semne că, evident, și aceste lucruri și-au spus cuvântul, dar ai ies cum dau din mâini și dau natural, dar trebuie să zic mâinile pe masă. Dar atunci ai fost tu 100%. Da, da. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Ce-a făcut Mongolia? Am avut o emisiune cu doamna Oca Marinescu, un personaj deosebit. Vă invit să o vedeți pe YouTube. Incredibilă, doamna. Exploratoarea decorată de 2 președinți ai României, care 83 de ani a parcurs de la Polul Sud la Polul Nord, distanța pe schiuri. Da, ceva wow. O personalitate. Și Mongolia are ceva, ca și țară, are ceva foarte fain. Te invit să, chiar îți sugerez să urmărești emisiunea. Aha. Spune-mi, te rog, princesa, acum poți să faci analiza, ești campioana noastră oricum. Este un loc nesperat, este un loc wow obținut de tine și suntem mândri, mă înțelegi? Mulțumesc. Și atunci ideea este că Mongolia, și ai spus un pic mai devreme, a avut un discurs foarte bun. Da, da. Din acum ai puterea să-l analizezi. Ai văzut, ai revăzut-o și... Da, da. Care e diferența? Cred că asta e întrebarea, da, corect. Da. Ți se precizez că toți finaliștii au avut discursuri superbe. Mi s-a părut... De când i-am auzit, dar nici nu am nicio șansă. Eu nu mă așteptam să intru în finală. Cam în camera mea, din cei care trebuiau să fie selectați pentru mai departe, am fost pusă să dau discursuri împotriva Franței, Regatului Unit, Filipine și încă 2 țări, nu mai țin minte acum. Dar nu mă așteptam să ajung în finală și în finală discursurile au fost extraordinare. Dar ceea ce a făcut diferența, cred eu, a fost faptul că fata din Mongolia a avut clar un speech foarte bine pus la punct, foarte bine exersat, reușea să capteze atenția publicului, dar în același timp ce a avut în plus față de mine, avea un argument foarte clar stabilit în discursul ei și cumva asta a făcut diferența între acel noi. Acel argument?
Oarecum, a fost faptul că eu am fost mai naturală și cumva am transmis emoție. Mm-hmm. Naturală, adică 100%? Da, nu se pune problema. În timp ce discursul ei, care a fost fabulos, a avut cumva această parte teoretică și argumentativă pe care eu n-am avut-o, evident, ce argument să fac când nu știam de capul meu. Adică. După această experiență, s-au venit gânduri noi apropo de perspective? Te gândești să exploatezi în sensul bun al cuvântului mult mai bine această experiență și acest talent? Simt că public speaking-ul poate să ajute pe foarte multe ramuri. Trăim într-o perioadă în care comunicarea este cea mai importantă abilitate pe care un om poate să o aibă, indiferent de locul de muncă. Astfel, în momentul de față nu cred că există o carieră specifică pe care aș putea să mă duc, care presupune doar vorbit în public, ci că orice carieră aș alege va avea nuanța aceasta de vorbit în public la un moment dat și de comunicare eficientă. Deci, dacă este să spun cum mi-a schimbat perspectiva, a fost mai degrabă prin faptul că am fost pusă în fața faptului, a trebuit să improvizez foarte mult, a trebuit să mă descurc singură într-un oraș nou și să vin de la aeroport în altă parte și nu mă așteptam că pot eu să fac așa ceva, eu fiind cu mami și cu tati până acum, adică, și cumva m-a ajutat să descoper faptul că pot să improvizez și că mă pot adapta foarte ușor că la situație. Că poți mai mult decât credeai tu că poți. Da, exact. Și cred că asta a fost cumva schimbarea de perspectivă. Dar bănuiesc că nici nu vrei să dai la facultatea de contabilitate. Nu. Să vorbești singură cu cifrele. Da, e clar că vreau să aleg ceva legat de comunicare. Deci comunicare. Comunicare, cumva să-mi folosesc cât mai multe din talentele pe care le am și din cumva cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul liceului. Spune-mi, ai răspuns parțial un pic mai devreme. Public speaking-ul este la început în România, din ceea ce știi tu. Este un domeniu despre care se vorbește. Există corporațiile, de fapt, trimit managementul la cursuri de comunicare, de comunicare în public, de comunicare în intern. Cum evaluezi, care este opinia ta despre piața? Mă rog, despre ce e public speaking-ul din România. În momentul de față este clar o industrie care se dezvoltă ușor. Se vede că există o cerere foarte mare, mai ales că există un număr din ce în ce mai mare de corporații internaționale care au nevoie de persoane care comunică eficient și care pot să țină prezentări în fața celorlalți, în fața colegilor. Acum, ideea este că în momentul de față nu cred că este destul de dezvoltat, dar din ce observ eu, din ce în ce mai multe companii oferă genul acesta de traininguri, din ce în ce mai mulți oameni se specializează și sunt traineri pe partea de public speaking. Iar când vine vorba de liceu, observ un trend ascendent pentru când vine vorba de interesul liceenilor pentru dezbatere academice, pentru vorbit în public și pentru toate părțile astea legate de comunicare. La debate, o competiție cunoscută, mult mai cunoscută sau care se desfășoară de mai mult timp, e nevoie cu siguranță de niște abilități din public speaking. Da, clar. Cu modul cum prezinți. Așadar, te vei îndrepta către comunicare, sub o formă sau alta. Clar. Mi se pare că în era noastră este destul de greu să aleg ceva care să nu presupună comunicare. Că evident, există joburile în media care presupun foarte multă comunicare în fața publicului, dar există și joburi într-o companie sau în politică care evident presupun comunicare și vorbit în public. Și de-aia, da, evident, o să aleg ceva. Spune-te rog, cât de mult riscă sau cum ce părere ai tu? Spuneai că la sfârșitul fiecarei prezentări, publicul, în mod firesc, poate adresa întrebări. Da. Ale un moment teoretic delicat, că dacă pe acel subiect, pregătit bine, repetat și așa mai departe, cu siguranță poți să găsești, dar dacă te scoate publicul din zona, cu puțin, din zona subiectului, atunci cred că intervin alte elemente. Da. De aceea, în general, persoanele care ajung la nivelul acesta în concurs au un research foarte extensiv pe subiectul respectiv. Eu, de exemplu, deși am vorbit despre competiție și colaborare între națiuni, am primit o întrebare despre
oamenii din țări în care nu se poate vota, care nu avea legătură în vreun fel cu discursul meu, dar a trebuit să răspund. Tocmai fiindcă aveam research-ul necesar, mai ales de la dezbateri, pe genul ăsta de țări, pe Organizația Națiunilor Unite și mai departe, am reușit să dau un răspuns destul de bun. Este într-adevăr delicat, atâta timp cât tot ce știi este discursul tău și atât. Dar e clar mai mult de atât. Uniți în diversitate este deviza Uniunii Europene. Spune-mi, te rog, tu, ca vicecampionă mondială, ce ar trebui să facă țările din Uniunea Europeană? Să, într-adevăr, să fim uniți în diversitate. La momentul actual există destul de multe proiecte în Uniunea Europeană care încearcă să aducă această colaborare internațională între țările UE, dar care să plece cumva de la tineret și de la oameni. Simt că în momentul acesta suntem pe drumul cel bun cu programe precum Erasmus sau pur și simplu competiția la care am fost eu a însemnat un schimb cultural foarte, foarte important pentru mine. Dar această diviză înseamnă pur și simplu pentru ce luptă la momentul actual. Să înțelegem că suntem diferiți, în același timp să ne înțelegem unul cu altul și să avem această colaborare mai întâi între oameni și mai apoi internațională. Și dragă vicecampioană, ai ieșit câteva idei? Că sunt în public acum. Asta e exercițiul, jocul pe care ți-l propun în final. Și întrebarea tot din public a venit. Ai ieșit câteva idei? Cum putem să facem asta? Idei. Cred că totul pleacă de la tineret. Poate sunt și puțin biasată pe faptul că fac parte din tineretul actual, dar... Se pare că generația noastră a semi-eșuat la nivel sincer. Simt că există foarte multe persoane care au anumite valori care nu pot fi neapărat schimbate, dar care pe termen lung nu sunt neapărat cele mai bune. Adică în momentul în care vorbim de diversitate, de unirea cumva oamenilor în anumite scopuri, există multe persoane care au viziuni mult mai conservative, care sunt cumva în opoziție. Vă mulțumesc mult de tot, Deci am două propuneri. Okay. Deci am două propuneri pentru tine, să știi. Prima ar fi în diplomație, deci ai reușit, deci chiar am fost foarte atent. În diplomație ești foarte bună, ai fi foarte bună în zona de... spune-mi, te rog, am sesizat în răspunsul tău, chit că întrebarea mea poate avea o nuanță negativă. Că niciodată n-ai zis nu aveți dreptate. Cât de important este să nu contrazici? Adică, de fapt, tu m-ai zis într-un fel, dar ai luat-o pe la Pitești ca să ajung la Ploiești. Cât de important este când vine o întrebare, poate un pic agresivă? Să nu-l faci pe om, să nu îi zici, domne, habar nu ai, că tu nici măcar n-ai citit. Perspectiva mea legată de orice fel de opinie care, să zicem, împotriva opiniilor mele, este că nimeni nu are de fapt dreptate și că singurul mod prin care putem să ajungem la o adevărată evoluție este prin a ne asculta activ unul pe altul. De aceea, chiar dacă se spune că eu nu sunt de acord cu anumite idei, cu anumite valori, asta nu înseamnă că o să discreditez opinia oamenilor, fiindcă sunt opinii la fel de valide ca opiniile mele personale. Și de aceea nu este neapărat vorba că încerc să evit. Asta e convingerea ta? E o convingere? Da, da. Au fost foarte multe cazuri în care opinia mea era greșită sau era nu neapărat greșită, dar diferită de cea pe care o am acum. Singurul mod prin care am reușit să ajung în punctul în care am anumite valori este prin faptul că am comunicat cu oamenii și am ascultat atunci când am intrat în dezbateri sau în orice situație de tipul acesta. Îmi place rău de tot de tine. Cât de importante sunt cărțile? Mai avem o șansă în viitor, dragi prieteni. Cât de importante sunt cărțile sau internetul? Bine, evident că aștept ca de obicei, ca și până acum am răspuns sincer, că ești clasa 12, noua generație, digitalizată. Cărțile acum sunt e-book-urile sau mai pui mâna și pe o carte de asta clasică? Apropo de research, de cum îți faci un discurs?
Da, părerea mea este că depinde foarte mult de persoană. Adică și e-book-urile și cărțile îți transmit exact aceeași informație, indiferent că vorbim de un ecran sau de o carte fizic. Da, hârtia miroase. Da, hârtie miroase. Știu, asta de la toată doresc că și părinții spun același lucru și tu spui da, dar ecranul nu miroase și prefer ecranul, da. Da. Războiul între generații aici, da? Cred că este mai mult vorba de ceea ce se ascunde în spatele cărților sau în spatele articolelor. Deci preferi bucurile, clar. Nu, prefer cărțile, dar în același timp nu mi se pare că există o diferență între o persoană care citește foarte multe cărți digitale și o persoană care citește foarte multe cărți în format fizic, plus că cele digitale sunt mai ieftine, așa că există un acces mult mai mare pentru oameni la cărțile digitale și este cât timp oamenii citesc și sunt pasionați de ceea ce fac, nu cred că contează unde citesc. Trebuia să terminăm de 5 minute, dar mai am o întrebare, dacă îmi permiți. Spune-mi, te rog, rețelele de socializare, temă, așa, repede. Distrug relațiile interumane sau, de fapt, asta este digitalizarea, tehnologia? Care este opinia ta? Argumente pro și contra. În regulă. Asta este o moțiune pe care am dezbătut-o foarte mult. A, serios? Da, am crezut că te surprins. Stai că vrei să schimbi tema asta? Bine, dar hai, dacă ești pregătită, ești pregătită și deja răspunsurile pe de rost. Da, te rog. Nu știu neapărat pe de rost, pot să zic opinia mea, nu neapărat. Există evident și lucruri bune și lucruri rele. Lucrurile rele, evident, nu mai vorbim așa de liberi unii cu alții. Suntem obișnuiți să ne ascundem în spatele unui ecran. Nu mai vorbim față către față. Da, față în față, nu mai vorbim așa de mult. Dar, cel puțin eu, ce s-a întâmplat până acum în viața mea a fost foarte mult legat de social media și multe persoane pe care le cunosc acum la dezbateri sau la orice altceva sunt acum prietenele mele prin faptul că putem comunica, chiar dacă unii sunt din Botoșani, unii sunt din Cluj, putem comunica pe social media. Mongolia, da. Da, sau faptul că am ajuns la emisiunea asta. Am ajuns prin faptul că s-a auzit despre asta în social media. Așa că există părțile rele legate de comunicările interumane, dar există și părți extraordinar de bune când vine vorba de faptul că ne este mult mai ușor să comunicăm unii cu alții. Folosești în mod uzual? Da. Postezi? Da. Adică ești pe Insta? Ești pe de-astea sau nu? Da și nu. Adică încerc să nu postez evident fiecare moment din viața mea, dar atunci când vreau să arăt familiei, prietenilor ceea ce fac și să arăt și eu că uite, am câștigat medalii de argint, reușesc să fac asta prin social media și cumva de asta folosesc foarte mult social media, să comunic cu oamenii din afara orașului pe care îi cunosc și în același timp să țin legătura cu prietenii și familia. Ultima întrebare. Spune-mi, te rog, nici nu știu cum să o formulez ca să că nu vreau să... Spune-mi, te rog, dacă există vreun om în spațiul public românesc care ție ți se pare, că te uiți la televizor bănuiesc sau pe internet, ți se pare că are ieșirile publice pregătite, care vorbește, nu ca la carte, dar care transmite foarte mult, care captează ori telespectatorul, ori spectatorul, nu neapărat din spațiul public, din spațiul public, indiferent de domeniu. Atunci, la nivel internațional. Din simplu motiv că dacă vreau să am în viitor o carieră politică, nu aș vrea să mă pronunț în momentul acesta. Eu m-am prins de politică și m-ai adus tu la politică. Bine, deci la nivel internațional. Barack Obama, îl cunoști? Da. Ți se părea că transmite? Oh, clar. În momentul în care ascultam discursurile lui, chiar am ascultat din discursurile lui astfel încât să mă pregătesc pentru competiția aceasta. Kennedy, ți se pare că a fost un bun orator? Nu mai țin minte, sincer, să fiu discursurile lui. Dar când e vorba de Barack Obama, modul în care vorbește este foarte aproape de public, foarte sincer pare totul și cred că asta este ceea ce am luat și eu în discursurile mele, să fiu cât mai sinceră, cât mai aproape de public și asta rezonă cel mai mult cu stilul meu de zi cu zi. Îți mulțumesc mult. A fost o plăcere, Beatrice Paun, să te cunosc, să te recunosc, de fapt. Toate felicitări. Mulțumesc. Sincere felicitări. Ce ai făcut tu este wow. Și cu siguranță ne mândrim toți cu tine și doresc mult succes. Cu siguranță, tocmai acest ingredient care e de la Doamne, Doamne, naturalețea,
și spontaneitatea la un moment dat, și acesta la tine a fost spontaneitate, din păcate, din fericire, de fapt, 100% în acel moment, în finală, cu siguranță trebuie să continui pe acest drum, fiindcă sunt două, e și acel ingredient pe menționat de tine, pasiune. Și când e pasiune, nici nu simți că muncești, de fapt. Îți mulțumesc mult de tot. Ne vom reîntâlni cu siguranță. Îți doresc succes la BAC, nu? În prima fază. Da, da. Ne pregătim de BAC. Baftă la BAC. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Beatrice. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.